O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina. În cadrul emisiunii O împărăție care nu se poate clătina, îl veți audia pe Marcel Codreanu cu un mesaj intitulat Sunt soluții și pentru tine. Pagina 937, respectiv Evanghelia după Matei, capitolul 12, versetul 42. Împărăteasa de la miază zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Amin. Amin. Sunt decizii pe care nu le regretăm niciodată și care ne marchează viața noastră. O astfel de decizie a fost luată în urmă cu aproape 3000 de ani de împărăteasa din Sheba sau de împărăteasa de la miază zi. Și patru cronicari ai Bibliei menționează faptul că ea a venit să se întâlnească, a venit să îl audă pe Solomon. Și chiar după 1000 de ani aproape, după ce acest eveniment s-a scurs în istorie, însuși Domnul Iisus Hristos readuce exemplul ei, o prezintă pe această împărăteasă, pe această femeie care nu era din neamul evreilor, ca fiind cea care acuză neamul rău și plin de păcate, generația care se credea credincioasă lui Dumnezeu, însă i-a întors spatele. Deciziile sunt importante și ne marchează viața și îți poate marca și viața ta, ascultător drag. Pentru că nu numai generația din timpul Domnului va fi acuzată în ziua judecății de degetul acuzator al acestei femei, ci și generația noastră, dacă nu se pocăiește și dacă nu se întoarce sinceră înaintea Domnului. Dar haideți astăzi să observăm ce posibilități a avut această femeie. De ce capetele de acuzare sunt atât de grave și de ce condamnarea este atât de grea? Și vom privi în cuvântul lui Dumnezeu și vom observa câteva adevăruri. Ce a făcut și ce posibilități a avut această femeie? Și ce avem noi astăzi? Vom pune în balanță lucrurile și posibilitățile acestei femei care a trăit în urmă cu 30 de veacuri. Și ce avem noi, generația de astăzi? Și ce oferim noi lui Dumnezeu astăzi? În primul rând, aș vrea să spun că această femeie nu a primit nicio invitație să vină la împăratul Solomon. Nu ne spune cuvântul lui Dumnezeu că ar fi cerut ea să apeleze ca să primească audiență la Marele Împărat. Femeia aceasta nu a primit o invitație, dar cu toate acestea, ea a mers dornică să audă înțelepciunea pe care Dumnezeu a pus-o în Solomon. Cât de condamnat este neamul nostru de astăzi? Neamul care se consideră creștin și care are atâtea posibilități înaintea lui Dumnezeu. Vă rog să priviți la această femeie, fără invitație, fără audiență, pentru ca să obțin o audiență și pentru ca să stau înaintea unui demnitar. Am fost atât de bucuros când cineva mi-a oferit posibilitatea aceasta, doar câteva minute, și m-a programat cu 2 luni ca să aștept până voi primi accesul în camera de audiență.
Și m-am bucurat așa de mult pentru câteva minute pe care le-am primit. Dar iată că este unul mai mare decât Solomon în mijlocul bisericii. Și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este mai mare decât Solomon pentru că El îți face invitație, prietene. Și cuvântul lui Dumnezeu este atât de viu și chemarea Lui este atât de plină de duioșie pentru inima ta. Și cuvântul Domnului ne spune, iată, eu stau la ușă și bat. Ce minunată este chemarea Domnului pentru tine. Ce plină de duioșie este bătaia la ușa Domnului. Ce frumoasă este invitația care ți-o spune ție, vino, veniți, voi cei slabi, voi cei descurajați, veniți, voi cei osteniți. Dacă însetează cineva, spune cuvântul lui Dumnezeu, să vină și să bea, pentru că eu sunt apa, eu sunt cel care pot să dau apa vie și să fac dintr-o inimă să țâșnească o fântână arteziană, ne spune cuvântul Domnului. Dacă este cineva flămând după neprihănire, eu sunt pâinea vieții, eu sunt pâinea care m-am pogorât din cer ca să dau hrană lumii. Ce frumoasă este invitația Evangheliei! Și Dumnezeu în cuvântul Său, sunt 27 de cărți ale noului legământ, sunt 160 de capitole în acest poem de dragoste pe care Dumnezeu l-a scris pentru tine și pentru mine, ca să te invite prin Iisus Hristos, prin Cel care este mai mare decât Solomon și să-ți facă o invitație în împărăția Sa și să te cheme la mântuire, slăvit să fie Domnul. Tu ai posibilitatea să asculți cuvântul lui Dumnezeu, să primești această scrisoare de dragoste sau să o pui deoparte, să o împături și să spui altă dată. Nu este pentru mine. Altă dată voi face pasul acesta. De câte ori nu te-a chemat Domnul prin glasul Evangheliei? Te-a chemat prin cântare, te-a chemat prin predică, te-a chemat printr-o poezie, printr-un mesaj și de atâtea ori s-a făcut această chemare. Și de aceea îți spun, nu încerca să amâni și să spui, las pe altă dată, pentru că ziua de mâine nu este a noastră. Și ne îndeamnă cuvântul Scripturii, dacă astăzi auzi glasul Evangheliei și dacă astăzi cuvântul lui Dumnezeu îți spune vino, nu spune altă dată, pentru că ziua de mâine nu este a ta. Femeia aceasta, deși n-a primit o invitație, totuși a făcut o călătorie. Îmi place așa de mult, de asemenea, că femeia aceasta nu a avut altă posibilitate decât să audă înțelepciunea lui Solomon. Nu spune cuvântul lui Dumnezeu că ea ar mai fi primit altceva din partea lui Solomon. Solomon nu-i putea da înțelepciune, putea da să răspundă la întrebările ei. Nu-i putea ridica coeficientul de inteligență. Dar este în mijlocul nostru unul mai mare decât Solomon și este Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Spune cuvântul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel că El a fost făcut înțelepciune, sfințire, neprihănire și răscumpărare pentru noi, glorie Domnului nostru. În El sunt ascunse toate comorile. Așa ne spune Domnul, de înțelepciune și de știință. Toate aceste lucruri sunt ascunse în Cel care este mai mare decât împăratul Solomon. Și acesta este Domnul vieții. Și generația care a trăit în timpul Domnului Iisus nu s-a uitat că Iisus Hristos era în mijlocul ei și le putea oferi înțelepciunea. Era gata să le dea înțelepciune celor care cereau înțelepciunea. Și l-au sfidat și le-au întors spatele Domnului Iisus Hristos. Și de aceea Domnul ia acest exemplu și arată condamnarea acestei generații, acestui popor nelegiuit, acestui neam rău care trăia în vicii, însă respingea adevărul și înțelepciunea lui Dumnezeu. Ești îndemnat ca să vii și tu la Cel care îți poate oferi înțelepciunea. Îți poate da soluție la problemele tale. Îți poate dezlega lucrurile grele pe care tu le-ai în viață. Mi-aduc aminte de o istorie atât de interesantă
care s-a petrecut în Frigia, în partea de nord a Africii. Și trăia acolo într-o cetate un plugar cu numele Gordius, care ulterior a ajuns rege vestit în Frigia. Și avea acest Gordius un car deosebit. Și nodul care lega oiștea de celelalte lucruri ale carului, de jug, era atât de meșteciugit făcut acest nod, încât nu îi se vedeau capetele. Și toată lumea spunea, nu se poate nodul acesta dezlega. Și s-a făcut ofertă în toată țara. Cine va dezlega nodul, va ajunge mare stăpânitor al întregii Asiei. Și au încercat unii să dezlege nodul, care ulterior a ajuns cunoscut sub numele de nodul Gordian. Și n-au putut. Au spus imposibil. Până când a venit Alexandru Macedon. Venea și în cuceririle sale s-a oprit în Frigia și a tras de această ofertă și a dorit și el să dezlege nodul. A încercat odată, a încercat încă o dată. Și când a văzut că nu merge, a luat sabia și a tăiat nodul. Și dintr-o dată au apărut capetele, pentru că și-a dorit să ajungă rege. Prieteni dragi, și noi uneori stăm în fața unui nod gordian. Îl privim și spunem, încercăm soluții. E un gem uriaș de probleme. Verdictul doctorilor te face să dai din cap, neputincios. Falimentul firmei te face să te uiți și să spui, nu mai este ieșire. Salariile care trebuie să le dai la angajații tăi te fac să te uiți și să spui, nu mai sunt soluții. În virtutea cuvântului lui Dumnezeu, este unul mai mare decât Alexandru Macedon. Este unul mai mare decât Solomon și acesta este Iisus Hristos. Mai presus decât paloșul lui Alexandru Macedon. Este cuvântul vieții și le spune cuvântul lui Dumnezeu că acest cuvânt este viu și lucrător. El nu despică niște lucruri din acestea. El pătrunde atât de adânc încât despică și spune cuvântul lui Dumnezeu, despică sufletul de duh, cercetează, judecă simțirile, judecă gândurile, pătrunde acolo adânc în lucrurile intime, în tainele acelea mari, adânci și le dezleagă. Avem între noi pe cineva care este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și El are soluție și pentru ghemul tău, și pentru împletiturile și încălciturile din viața ta. Și El îți spune, mai sunt capete de fir și pentru tine. Mai sunt soluții, mai sunt dezlegări, nu te speria, nu privi doar la nodul acesta, ci privește-L la Cel care poate să-ți dea dezlegare și poate să-l descâlcească. Glorie Domnului! Amin. Acesta este mai mare decât împăratul lumii, decât înțeleptul, decât cel plin de slavă și de renume, decât Solomon. Între noi, prieteni dragi, este unul mai bogat decât Solomon, mai înțelept decât Solomon și mai mare decât acest monarh al lumii. Și de aceea să nu te sperii, să-L lași ca El să-ți dezlege problemele. Oare cine poate să înțeleagă rostul vieții mele? Și ce sens mai are rostul vieții mele pe acest pământ când nu merg bine atâtea lucruri? Nu te uita la nodul gordian. Nu te uita la încălcituri și la ghemul acesta pe care poate ochii tăi îl văd și neputințele tale sunt vizibile înaintea Lui. Uită-te la Cel care poate să-L dezlege. Și acesta este Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Sunt soluții și pentru tine. În urmă cu mii de ani a fost un proroc al lui Dumnezeu, a fost Ilie. Și privea descurajat împrejur. Se uita și spunea, Doamne, toți închinătorii Te-au părăsit, numai Eu sunt proroc al Tău. Numai Eu am rămas ca să slujesc Ție.
Restul ți-au întors spatele. Însă Dumnezeu îi spune lui Ilie, tu te vezi singur, tu te vezi doar unul, tu te vezi prorocul care a mai rămas din Israel. Dar eu mai am încă 7000 de bărbați care nu au sărutat idolii lui Baal și Astarteilor și nu s-au închinat acestor idoli. Am această veste bună și pentru tine. Poate treci prin aceste stări și poate te-a afectat criza și recesiunea aceasta economică, dar nu uita un lucru. Când tu te vezi singur și neputincios, este cineva în ceruri care mai are încă 7000 de soluții la neputința ta. Când tu spui nu, imposibil și nu se mai poate, Dumnezeu spune, eu mai am mii și mii de rezolvări, mii și mii de dezlegări, de capete de fir. Nu-mi este rușine, nu-mi este frică, ci este o cinste și o bucurie să vă spun, da, în mijlocul nostru trăiește Domnul, în mijlocul nostru este cineva care are puterea să țină și firul vieții tale, are puterea aceasta sus în cerul și jos pe pământ, să lege și să dezlege, să închidă și să deschidă. Ajută-ne să putem să înțelegem că tu iubești poporul acesta plin de credință, nu neamul care te sfidează și îți întoarce spatele și desconsideră puterea ta, ci pe cei care vin smeriți înaintea crucii tale și își văd plin de umilință starea lor și cad la picioarele crucii. Ajută-ne, Doamne, să trăim pentru tine. Privesc această femeie care a avut posibilitatea să meargă să-l întâlnească pe Solomon. N-a avut o invitație, dar totuși a mers și a primit binecuvântarea. Apoi, deși nu a mers decât să audă înțelepciunea, noi suntem mult mai privilegiați decât această femeie de viță împărătească care a trăit în urmă cu 30 de veacuri, pentru că l-avem pe Cel care ne dă soluții și Cel care ne dă înțelepciune. Dar în același timp, îmi place de această femeie că a venit așa cum era ea. Puteți să-mi spuneți, dar de ce a adus atâtea lucruri? De ce a trebuit să se sacrifice atât această femeie ca să apară înaintea lui Solomon? Apreciez pe această femeie care a adus atâtea daruri și și-a dorit în protocolul ei să includă atâtea cadouri pentru marele Solomon. Și a fost un risc pentru ea să plece de la marginile pământului, spune cuvântul lui Dumnezeu, să plece dintr-o țară depărtată, poate la 2000 de kilometri, 2500 de kilometri distanță de Ierusalim. A riscat atât de mult această femeie ca să-l întâlnească pe Solomon. N-au fost avioane, n-au fost celulare, n-a fost aer condiționat. Și cu toate acestea, femeia aceasta îndrăznește cu una la mare să străbată pustia, să străbată țările, să sfideze primejdiile, să vină încărcată cu 4 tone de aur, atâta talanță a avut, să vină încărcată cu samarele pline de diamante și de valori, să le aducă înaintea lui Solomon. Însă ce-mi place așa de mult la această femeie, nu este că i-a adus lui Solomon aceste lucruri. Sunt atât de minunate cadourile acestea. Însă îmi place că ea a ținut mai mult la valorile lăuntrice decât cele exterioare. Ea a venit cu o inimă plină de întrebări înaintea lui Solomon. Ea a venit pentru că a știut că doar unul poate. A mai sperat că este cineva care mai poate să-i dea rezolvare, să-i răspundă la întrebările care le avea în inima ei și clocoteau în inimă. S-a lămurit cu alți înțelepți ai Orientului, s-a lămurit cu alți prinți vestiți și a zis, este o șansă în Ierusalim.
Este o șansă cu marele împărat Solomon și mă voi duce acolo. Și a venit această femeie înainte de a veni cu samarele încărcate și cu caravana aceasta plină de valori. A venit cu o inimă cu întrebări grele, spune cuvântul lui Dumnezeu. Mai grele decât lingourile de aur, mai grele decât tonele de aur sau de metale prețioase. A venit cu o inimă deschisă și și-a prezentat rând pe rând întrebările în fața celui care putea să le răspundă. Și nu s-a dat înapoi Solomon. Și pe rând fiecare întrebare și-a găsit un răspuns, până când inima ei a fost golită de aceste întrebări. O femeie din aceasta s-a găsit în Ierusalim, o femeie păgână, o femeie care nu a fost din neamul evreilor. Și iată că această femeie a îndrăznit să vină înaintea lui Solomon, așa cum era, cu inimă deschisă. Solomon însă era neputincios cu toate valorile primite. El putea doar să răspundă la aceste întrebări. Dar este unul mai mare decât Solomon, care atunci când vii cu o inimă deschisă înaintea lui, el îți prelucrează inima, el ți-o schimbă. Tu ai venit doar cu întrebări, însă este cineva care nu numai că îți răspunde la aceste întrebări, ci el poate să-ți transforme inima ta dintr-o inimă plină de lucruri, plină de întrebări și de taine pe care le ai. El poate să te binecuvinteze, să-l facă un vas ales, să-ți facă o inimă transformată, o inimă binecuvântată în care să locuiască adevăratele valori. Pe afară, în exterior, împărăteasa aceasta poza atât de frumos. Avea un nume în Orient, avea bogăție, însă în interior își arăta adevărata neputință și adevărata goliciune. Pentru că a trebuit să străbată mii de kilometri, să-l întâlnească pe cineva, să-l testeze și să-ți dea seama că cu adevărat este Dumnezeu care a dat înțelepciunea acestui om. Prieten drag, ai atâtea întrebări și poate ai și tu atâtea posibilități, ai relații, ai un nume sau ai valori. Dorești să primești pace și bucurie. Dorești să-ți primești binecuvântările cerului. Dorești să primești cu adevărat acele valori care sunt mai prețioase decât 4 tone de aur. Mai prețioase decât toate lingourile din trezoreriile lumii acesteia. Și de aceea ai venit și tu ca și această împărăteasă din Sheba. La locul potrivit, la timpul potrivit, ca să asculți cuvântul potrivit și zic, Doamne, răspunde Tu tuturor tainelor și binecuvântărilor. Și îmi place apoi de această împărăteasă că a plecat acasă altfel de cum a venit. Spune cuvântul lui Dumnezeu că ea s-a întors acasă, însă ea a fost binecuvântată de această întâlnire cu marele împărat. Și atunci când a realizat binecuvântările Domnului, a știut să mărturisească pe Domnul și să spună, este cu adevărat un Dumnezeu viu în Israel și este cu adevărat un Dumnezeu care l-a ridicat pe Solomon și a dat această înțelepciune. Și tu poți să ai un drum schimbat și binecuvântat și tu poți să ai o altă traiectorie. Ai trăit în atâtea lucruri și în atâtea păcate, dar nu uita, și tu poți să primești binecuvântările sfinte ale Domnului. În urmă cu aproape 250 de ani, a fost o persoană cu numele Charlotte Eliza. Și ce viață frumoasă avea această tânără până la vârsta de 30 de ani. Avea nume, știa să compună poezii, făcea pamflete, epigrame la tineri. Avea o viață plină de fericire, bucurii, anturaj, bani, relații, până când verdictul doctorilor a căzut pe neașteptate. S-a simțit tot mai rău, tot mai rău. Și atât la 30 de ani, această tânără rămâne paralizată, imobilizată, țintuită la pat. A urmat
nopți de coșmar, de întrebări. De ce, Doamne, nu ți-am slujit eu? N-am încheiat eu un legământ cu tine? A urmat 14 ani de stat în această stare de invaliditate. Și aceasta nu a fost decât o stare de neliniște, de deznădejde, de disperare. Și după 14 ani, într-o zi, ca de duminică, a plecat de acasă la biserică să slujească lui Dumnezeu. Și n-a rămas decât ea țintuită pe patul de suferință. Și a fost cea mai mizerabilă zi a vieții ei. S-a apropiat de Domnul și a zis: Doamne, sunt condamnată să fiu dependentă toată viața. Eu nu sunt iubită de nimeni. Sunt condamnată să stau pe acest pat al suferinței. Și parcă nimănui nu-i pasă. M-ai părăsit, Doamne! Și atunci s-a plecat spre cuvântul lui Dumnezeu. Și parcă a primit o lumină. A primit o lumină să cerceteze mai mult. A început să simtă că cu adevărat Dumnezeu n-a părăsit-o. A simțit că mai este putere în sângele lui Iisus Hristos. Această femeie a spus: nu sunt un copil orfan și părăsit de Dumnezeu. Nu sunt un copil cu o inimă din aceasta făcută țăndări și Dumnezeu să nu poată să o lipească. Și s-a apropiat de Dumnezeu și a început prin rugăciune și a început să caute tot mai mult referințe, să se îmbărbăteze de cuvântul lui Dumnezeu. A luat repede un creion, a simțit că inima ei parcă este deschisă, a simțit o căldură specială, a simțit inspirația lui Dumnezeu. A luat repede pana și a început să scrie: așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, fiind tu sprijin, mă spală în sângele divin, o mielule, eu vin. Să cântăm această cântare făcută de o femeie care a rămas toată viața țintuită pe un pat de suferință, ca tu să ai libertatea. Și aș vrea să rămânem puțin în atenția acestor cuvinte care spun așa de frumos: de îndoieli sunt apăsat, de ispitiri împresurat, slăbit de valuri, mult purtat, o mielule, eu vin. O femeie a fost ținută în pat și țintuită pe un pat de suferință ca milioane de alți sfinți să fie liberi, să poată să-și deschidă gura și să-L slăvească pe Dumnezeu. Dar această femeie a căpătat ceva, pentru că a venit la Domnul așa cum era ea. Prietene, știu că și tu ai poate multe probleme. Știu că și tu poate ai multe apăsări. Dar Dumnezeu nu-ți cere mai mult decât ce a cerut acestei femei, acestei împărătese sau acestei sărmane ființe care a stat pe un pat de suferință, însă nu a fost descurajată, ci s-a îmbărbătat în Domnul. L-ați urmărit pe Marcel Codreanu cu un mesaj intitulat Sunt soluții și pentru tine. Vă invităm în continuare să rămâneți cu Radio Vocea Evangheliei. Până la o nouă emisiune, vă dorim toate cele bune! O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina.